ziua și bine ați venit la sărbarea tradițională Fiii Satului, organizată de Primăria și Consiliul Comunei Mica, alături de colaboratorii din satul Sămărghita. Salutăm prezența în mijlocul nostru a părintelui Chiția Dorin și a preotului Demeteriană. De asemenea, salutăm prezența în mijlocul nostru a domnului Horia Nastra, președintele organizației PSD Cluj, și a domnului Marius Mânzar, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, a primarului Comunei Mica, Tiberiu Selenț, și a viceprimarului Mureșan Andrei. Dragi invitați, așa cum e bine la început de muncă, dar și la începutul unei sărbări, voi da cuvântul acum părintelui paroh Dorin Chiția pentru a transmite mesajul domniei sale către cetățenii satului Sămărghita. Doamne ajută, și pentru că sigur că sunt anumite neputințe pe care le simțim cu toții la orice lucrare, e bine să zicem o rugăciune ca totul să iasă bine și aici. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Părintele Reformat, să spună și dumneavoastră rugăciune. Könyörögünk mi is azzal az imádsággal, amelyet az Úr Jézustól tanultuk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kívánom, hogy az Úr áldja meg az ünneplésüket. Békesség Istentől. Mulțumim părintelui Dorin Chiția și părintelui Dumitru Ienă și în continuare voi da cuvântul primarului Comunei Mica, domnul Tiberiu Selenț. Preatecernici părinți, domnule președinte Horia Nastra, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, Marius Mânzar, dragi locuitori ai localității Sămărghita, stimați cetățeni ai Comunei Mica, astăzi, iată că împreună cu toții ne-am întâlnit pentru o zi deosebită, un eveniment deosebit, și anume reîntoarcerea fiilor satului din localitatea Sămărghita. Această sărbătoare are menirea ca toți fiii satului plecați pretutinde să revină pe meleagurile noastre. Este o zi deosebită din viața fiecăruia. Îmi doresc acest eveniment care astăzi s-a transformat într-o tradiție practic, să o ducem mai departe și fiii noștri, din urma noastră și fiicele noastre, cum s-ar spune, să ducă această tradiție mai departe. Este important ca noi, măcar o dată pe an, să ne adunăm cu toții, să fim mai buni, mai înțelepți, să ne sprijinim în fiecare zi, ceea ce este foarte important, pentru că numai așa putem face lucruri mărețe pentru comunitatea din care facem parte. Dacă astăzi avem invitații, inclusiv din lumea politică, din respect pentru dumneavoastră, n-am să dau cuvântul domniilor lor, dar le voi mulțumi din suflet că au venit astăzi în mijlocul nostru și le urez mult succes pentru parlamentare. Și, în primul rând, dacă este domnul președinte Horia Nastra, care este candidat la Camera Deputaților, îi transmit că Comuna Mica are nevoie de sprijinul dumnealui și a
tot grupului PSD, PNL și a tuturor organizațiilor politice. Este în stânga mea domnul Marius Mânzat, care este un dejan de-al nostru, un om deosebit. Și sper că și prin bunăvoința lui, care în acest moment este vicepreședintele Consiliului Județean și este din partea PNL și este candidat la Camera Deputaților din partea PNL, să le sprijine să fie alături de noi. De aceea nu vreau să mediatizez, nu vreau să facem politică astăzi, pentru că nu este normal. Nu vreau o tradiție, un obicei, să-l transformăm în politică. Din respect și stimă pentru dumneavoastră. Transmit tuturor politicienilor că această comună, care este la 2 pași de deș, 2 kilometri, are nevoie de apă, canalizare, gaz și așa mai departe. Atât eu ca primar și Consiliul Local ne vom implica, ne vom lupta pentru ca dumneavoastră să aveți cele mai bune condiții de trai. Trăim în 2016 și nu este normal în ce condiții trăim, să zicem așa. Fiți sigur, atât eu ca primar și consilieri, ne vom lupta pentru dumneavoastră și mereu cei care conduc țara și Consiliul Județean îi vom critica de atâtea ori de câte ori este nevoie. Bravo! Bravo! Astăzi este un moment deosebit, un moment festiv în care vom premia oameni deosebiți ai locului care au adus aportul în dezvoltarea acestei localități în Mărghita, poate chiar și a comunei Nica, care au încercat prin ceea ce au realizat și au făcut pentru comunitatea din localitate să aducă un aport pentru o dezvoltare mult mai bună a comunei noastre Nica. De aceea mi-am dorit ca astăzi să recompensăm prin diplome de recunoștință din partea autorităților locale, și anume Primăria și Consiliul Local Nica, pentru că este normal ca acești oameni măcar o dată în viață să fie băgați în seamă, să zicem așa, de către noi. Vă asigur că și în perioada următoare vom face și alte activități culturale, sociale pentru dumneavoastră, dar până acolo vă spun cu durere în suflet, suntem în 2016 și lupta mea va fi apa și canalizarea în comuna Mica. Acum, pentru o bună desfășurare a acestui eveniment, vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat pentru buna organizare și faptul că astăzi ne-am adunat într-un număr semnificativ, zic eu, deși este puțin, să zicem, spre sfârșitul anului, ne-am adunat cu toții, înseamnă că ne iubim, trebuie să ne iubim, trebuie să ne ajutăm și sunt sigur că împreună vom reuși ceea ce ne-am propus. De aceea, felicit organizatorii, le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut, de la consilierii dumneavoastră, și nu vreau să-i nominalizez de aici, din localitate, dar ar fi normal Cristi Moldovan, Gabi Moldovan, domnul Filip Ștefan, de ce nu și domnul Goron Pavel, care, deși a fost primarul comunei noastre, eu îl stimez, îl respect, și să știe că ușa comunei Mica și proiectele dumnealui, care sunt în folosul dumneavoastră și al nostru, al tuturor, îl ne voi sprijini de fiecare dată. Acum am să dau cuvântul domnului părinte să prezinte mai departe. Vă mulțumesc din suflet, vreau să vă simțiți astăzi bine. Și un lucru să nu uitați în sufletele dumneavoastră, că mereu, oriunde ați pleca, trebuie să ne gândim la acel loc pe care noi îl numim acasă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar! Mulțumesc, domnul vicepreședinte, domnul președinte!
Sigur că e un moment festiv pentru comunitatea noastră și fiecare dintre noi merită să fie recompensat și recunoscut ca o valoare. Dumnezeu nu creează rebuturi, așa cum mulți credem noi, ci creează doar valori. Fiecare om este o valoare în lumea aceasta și această valoare trebuie să o pună cineva în evidență. Pentru anul acesta, împreună cu domnul primar și împreună cu cei câțiva din comitetul de organizare, ne-am gândit să punem în evidență câțiva oameni pe care sigur că le știm cu toții, care au adus un aport la binele comunității, la imaginea satului și la prosperitatea lui. Nu cei care sunt în altă parte pentru că au fost premiați anii trecuți, ci cei care sunt aici. Și ne-au încântat cu înțelepciunea lor, oameni în vârstă, ne-au încântat cu dragostea lor, oameni căsătoriți care au trecut de 50 de ani de căsătorie. Mulți au rămas în sufletul nostru și rămân ca și cei care au pus umărul la construirea unei comunități frumoase și pentru aceasta ne vom da o mică recompensă și o recunoaștere a noastră. Mie îmi revine această responsabilitate pentru că vă cunosc și domnul primar sigur e cu recompensă. Prima recunoștință noastră trebuie să fie pentru cei care ne-au învățat. Cei care au purtat pașii fiecăruia și una fiecăruia dintre acești copii ai satului pe hârtie pentru a învăța să scrie și a putea să fie oameni în lumea aceasta și aduce mai departe satul Sâmărghita ca și sat deosebit. Pentru această activitate vor primi câte o diplomă următorii. Doamna profesoară Mureșan Maria. Bravo! Domnul profesor Mulcelian Ioan, doamna profesoară Paula Maria, așa, învățătorul și profesorul să vină sus. Da, du-te și... Cei care nu sunt aici, sigur că le vom da diplomele după ce vom ieși din sală. Cei care sunt în sală pot veni. Doamna învățătoare Suciu Susana, doamna învățătoare Rusu Rodica, domnul învățător Rusu Rodica, avem o stimă deosebită pentru domnișoara, sigur că nu. Părintea, trebuie să iei religiunță. Domnișoară, așa e? Da. Da. Vă rog frumos, nu prea vorbite foarte mult în fața unor atât de mulți oameni maturi, dar 43 de ani am vorbit în fața copiilor. Și consider că această diplomă este o recompensă a tuturor învățătorilor români și maghiari care au fost, sunt și vor fi în Sâmărghita. Dacă mă uit bine în sală, cam unui sfert din cei care sunteți prezenți v-am purtat mânuța pe hârtie și bravo, așa cum vă rog frumos. Doamnele, lasă-mă face să vorbesc. Și așa cum orice clădire nu se poate, sau orice edificiu nu se poate construi fără a avea o bază, o temelie, așa sunt și învățătorii care pun temelia a ceea ce se va clădi mai departe. Bravo! Deci, eu încă o dată vă mulțumesc domnului primar, domnului părinte și celor care s-au gândit la noi învățătorii și vreau să spun că să nu uitați acest cuvânt învățător care
Domnul Părinte poate să mă corecteze. Învățător a fost și Iisus, n-a fost altceva, a fost un învățător. Și am mai citit, mă scuzați că două minute vă țin, se spune că o legendă care are mult adevăr, spune că atunci când Dumnezeu a creat lumea, la urmă i-a mai venit o comandă. Comanda era a unei creații care trebuie să aibă mulți ochi, care să privească și în afară, și în sufletul copilului, care să aibă atâta dragoste încât nu poate cuprinde acest pământ și până la urmă, cumva s-a realizat și această creatură care nu a fost altcineva decât învățătorul. Eu vă mulțumesc tuturor și vreau să spun părinților să aibă grijă de copiii dânșilor, știu că au, dar să aibă grijă și de sufletul lor ca să crească frumos și atunci când pe stradă sau undeva văd un dascăl, un învățător, un dascăl care a pus atâta și atâta suflet în ceea ce face, măcar atâta să spună, nu este nevoie de sărutmâna, este nevoie de un bună ziua Domnul Învățător. Eu vă doresc multă, multă sănătate, mă bucur din suflet că vă văd și mulțumesc, vă mulțumesc tuturor din tot. Mă scuzați că am întins un pic Mulțumim, doamna Învățătoare, veșnică recunoștință așa pentru activitatea dumneavoastră. În continuare, sigur, primește o diplomă și domnul învățător Rusu Dorel și doamna învățătoare Filip Melina, dacă sunt aici să vină. Alături de aceștia, sigur că au fost mulți care au participat la educația noastră, și părinții și preoții care au fost și sigur că anul acesta n-au putut să vină și să scuză pentru aceasta. Dar sperăm să vină și dumnealor prezenți aici alături de noi. Da. Nu în ultimul rând, vrem să fim oameni demni și serioși și ar trebui pe această cale să îi mulțumim și domnului primar Goron Pavel pentru toată activitatea dumnealui ca și primar care a avut-o pentru această localitate, pentru cămine și multe construcții care le-a făcut și sigur care și dumnealui o diplomă și poftim să vină aici sus pe scenă. Sigur că fiecare dintre noi face pentru comunitatea atât cât știe și cât poate și cât Dumnezeu i-a dus, ajută și de sănătate și ani. Și domnului primar urăm multă sănătate, să poată să aibă mulți ani de pensie și să fie alături de noi și sufletul de acolo încolo cu un sfat bun, pentru că sigur că avem multe de învățat și de la dumneavoastră. Sigur, mulțumim pentru diploma, orice diploma înseamnă că îți recunoști, cineva îți recunoaște meritele pe care le-a făcut. Eu zic că în acești ani cât am fost primar, am căutat să fiu alături de dumneavoastră, să nu vă supăr, să nu vă jignesc și tot ce mi-a stat în putere s-a făcut eu. Fără să mă laud, zic că în urma mea a rămas totuși ceva. Sunt niște realizări care numai cel care nu vrea, nu le recunoaște. Știți cum arăta satul la luarea funcției de primar și cum arată satul nostru acum? Sigur, sunt multe de făcut, fiindcă nu s-au putut face, nu din cauza Consiliului Local, nu din cauza primarului, ci din cauza celor care au guvernat țara. Fără să fac politică, sus au ajuns oameni care proiectele noastre au stat acolo, nu că n-au fost făcute, au fost făcute proiecte și cu apă și cu canalizare, dar nu s-au primit banii de la cei care trebuiau să dea finanțarea acestor proiecte. La ora actuală sunt proiecte
chiar proiectul pe cămine sunt proiecte de 350 semnat finanțar, nu știu, domn primar va continua să obțină banii că sunt. Mai greu să-i fie să nu așteptați prea multe cu apa, să vedem ce va fi apa, apa probabil va veni. Marea problemă va fi cu canalizarea. Ce aș vrea să spun domnului primar? Să nu vă mai promită gazul. Fiindcă în 2004 s-a dat o lege cu gazul, gazul s-a privatizat. Domnul primar, nu mai promiteți gazul, fiindcă este privatizat. Cei care au luat gazul, dacă ei au bani, dacă îi rentabil pagă, dacă nu, nu, fiindcă nu, nicio firmă particulară nu investește încât să meargă, să ajungă în insolvență, să nu-și poată plăti. Greu va fi, vă spun, greu, greu să fie primarul cu restul proiectelor, că din păcate nu știu și ce finanțate, cum trec de comisiile care sunt mai sus decât primăria. Orice primar, sigur, sunt sigur că se va zbate pentru sat, dar dacă se va împotrivi undeva, să nu aduce multe acuze, fiindcă nu este primarul, nu poate tocmai el să le facă un jucat, dar deci așa am vrut eu să fac și uite că n-a venit goară. În rest, eu sper că primăria va continua să mai proiectele care sunt să le ducă la sfârșit. Mulțumim și spuneați că v-am ținut. Mulțumim. Dacă domnul Doron Pavel m-a provocat, trebuie să-i răspund, este normal. Din păcate, astăzi nu mi-am dorit să facem politică, deși dumneavoastră am invocat unele lucruri politice. Vreau să vă spun că de ce Mica n-are nevoie de gaz? De ce n-am încercat să avem gaz? Am să mă lupt pentru dumneavoastră să avem și gaz. Care este problema? Am să încerc, am obligația asta. Să știți lucrul ăsta. Și sunt sigur că vom reuși. Normal, nu sunt bani pentru gaz. Nu sunt măsuri europene pentru gaz. Dar sunt firme private prin concesionarea Consiliului Local acestui serviciu să ne introducă cineva acest lucru, gazul, în Comuna Mica. Este o necesitate și o normalitate. Nu este un lucru ieșit din comun. Sunt sigur că vom reuși, avem nevoie de răbdare și sunt sigur că în viitorul apropiat se vor vedea și rezultate. De aceea am intervenit, îl stimez în respect și sincer să fiu, de aceea astăzi nu mi-am dorit să politizez, să facem politică, mai ales că astăzi, în maxim 2 săptămâni, suntem practic în campania electorală. Astăzi nu v-am adunat aici să facem campanie electorală. Nu este normal, îmi doresc să simțiți pulsul acestei sărbători și vreau să ne simțim cu toții bine. Vă mulțumesc! Să continuăm. Dacă pentru suflet, sigur ne-am gândit să gândim cei care au fost responsabili și trupurile noastre au nevoie uneori de îngrijire. Ca o recunoștință pentru faptul că i-am deranjat atâtea ori cei care au fost alături de noi, asistentele medicale ale comunei. Doamna farmacistă Chiș Trăbița-Șindicov, doamna asistent medical Silaghi Andreea și doamna asistent Covalcic Marilena, să vină pe scenă. O recompensă din partea noastră așa mică, dar simbolică, pentru faptul că au fost alături de suferințele noastre, de tuturor. Așa. La imaginea satului au mai contribuit și cei care au fost cadre militare în rezervă și s-au stabilit în localitatea noastră. Pe această cale, domnul primar vrea să le ofere o diplomă domnului comisar Bărbulescu Sebastian, poate veni aici pe scenă dacă este aici, domnului colonel Mureșan Iosif și domnului subofițer Suciu Alexandru.
și dumnealor prin prezența în această localitate, sigur că duc la o imagine bună a acestei. În decursul anilor ne-au încântat cu vocea lor, rapsos popular și cântăreți bisericești. Au o vârstă oarecare și trebuie premiați. Așa. Și ne uităm la tanti Rusu Lucreția și o poftim aici pe scenă să vină alături de noi. Ca un participant la corul bisericii și la corul care a existat aici în comună și domnia ei m-a ajutat mult la monografia satului cu colindele și cântările pe care le mai poartă încă în suflet și în minte. Și dacă nu se supără pe noi, am rugat să ne spune și o strofă, exact dintr-o colindă, dacă poate acum sau mai târziu, nu? Ceva așa, o cântare, ceva, o strigătură, nu? Sau mai târziu? Da. Alături de rapsozii populari și tanti Muncelean de Rosaria, care este bolnavă și nu este aici și va să ridice diplomat, și viecii noștri, Rațiu Ioan și Moldovan, eu am zis Micu, să vin aici pe scenă, da? Pentru o diplomă și eventual o cântare, când e timpul de cântare. Da? Avem un deosebit respect pentru cei care au o vârstă deosebită și ne înclinăm în fața lor. Și sigur că domnul primar vrea să le dea câte o diplomă și dumneavoastră. Cele mai motivite persoane din satul nostru sunt tante Elisabeta Moldovan, care are 95 de ani și urăm la această cale mulți ani înainte. Da, dacă vrea să se prezintă. Mulțumim pentru această diplomă. Văd că nu vom dat în seamă să zic și eu ceva. Cred că în ultim satul ăsta, o perioadă de lungată am fost președintele jinierilor din satul ăsta. Mi-am dovedit cetățenia, oamenii m-au apreciat și m-au încurajat, le mulțumesc la fiecare om din satul ăsta și să nu uite că sunt alături de dumnealor oricând. Vă mulțumesc frumos! Așa, deci tante Elisabeta, 95 de ani are în acesta. Cine poate să vină să uite aici așa? Aplaudați cu toții, dacă merită. Probabil v-am spune și nouă care este totul dumneavoastră pentru vârsta aceasta. Așa. Domnul Filip Ioan, 90 de ani. Așa. Rusu Maria, tanti Rusu Maria, de la numărul 347, anul ăsta face 92 de ani. Vas Iuliana, de la numărul 227, face anul acesta 20 de ani. 90 de ani. Pereschi Rosalia, 91 de ani. Din Valea Muncii, numărul 11. Totodată poftim pe scenă și cei care au trecut de 50 de ani de căsătorie. Anul acesta fac 50 de ani de căsătorie următoare. Socaci Francisc și Iuliana. Socaci Sandor și Margareta de la numărul 266. Socaci Gânchi și Iuliana de la numărul 30. Iaca Pal și Agnes de la numărul 343. Dacă sunt aici să poftească pe scenă. 51 de ani de căsătorie fac Socaș Daniel și Rosalia de la numărul 112, Pala Francis și Susana din Valea Muncii numărul 6. 52 de ani de căsătorie anul acesta fac Filip Alexandru și Rosalia. Să vină pe scenă. Pala Ambrozie și Rosalia din Valea Muncii, Chiș Alexandru și Ana de la numărul 1, dacă e cineva din partea lor să vină aici. Socaci Ioan și Ildico de la numărul 116. 53 de ani de căsătorie fac Sinaghi, Valentin și Elisabeta.
54 de ani, Ungur Pavel și Florica, Socaciu Carol și Iuliana, Socaciu Pavel și Maria, 56 de ani de căsătorie, fac Suciu Avram și Veronica, Marta lui Laurențiu și Rus Andrei și tante Lucreția. Da, da. Filip Alexandru și Sabeta, Filip Andrei și tante Veronica, Nicol și Ioan și Lucreția. De ani de căsătorie fac Deneș Alexandru și Maria, Nati Pavel și Florica, Lazar Pavel și Zavira, Filip Ioan și Tantu Susana. Care v-ați auzit, puteți să veniți aici pe scenă. Așa, pentru că se cuvine așa să le cântăm și la mulți. Dar la urmă. Da. Există o diplomă, două diplome și pentru cei care au cea mai numeroasă familie și se cuvine să avem un respect și pentru ei. Așa, și să vină pe scenă următorii. Covaci Iulius și Socaci. Elena și Alin, care au cele mai numeroase familii și merită respectul nostru copilului. Yeah.